Centrul Cultural Pitești, prin Clubul de Istorie Armand Călinescu, a organizat o nouă dezbatere în cadrul simpozionului lunar sub genericul Masoneria în țară și în lume. Istoricii pasionați de istorie au exprimat puncte de vedere personale și din diverse surse despre rolul pe care masoneria l-a avut în evenimentele marcante pe plan global și național. Profesorii Constantin Vărășcanu, Elena Ștefănică, Marius Chiva, inginerul Aurelian Roman, inginerul Marius Postelnicescu și colonelul în rezervă Cornel Carp, toți membrii ai Clubului de Istorie Armand Călinescu și ai redacției revistei Document Restituiri, i-au captivat cu prelegerile lor pe elevii de la Colegiul Național Zinca Golescu prezenți la simpozion. În istoria României putem să spunem cu certitudine că masonii, cei care au făcut parte din această organizație, cei mai importanți, au fost cei din generația pașoptistă. Ei au fost cei care au deschis drumurile în această, să-i spunem, misiune care o aveau și au fost cei care au adus ideile noi în țările române, contribuind totodată mai târziu și la unire, era de la 1859. Categoric, organizarea de tip masonic s-a făcut și în România sub influența organizațiilor din străinătate. Acestea au fost primele care au pătruns în țările române și ulterior, tot după modelul acela, s-au organizat și lojele românești de tip masonic. Simboluri sunt echerul, care reprezintă pământul, compasul, care reprezintă cerul și mistria, care pune mortarul și care unește elementele, componente ale construcției. Pentru că, în primul rând, s-a pornit de la construcție. Trăgându-și originea însă de la templul lui Solomon și de aceea locurile lor de adunare poartă numele de temple. Deci se adună în templu unde ei au un ritual deosebit și supus unor rigori ale tăcerii. De când am găsit într-o carte a lui Dan Berindei, Românii și Europa, în secolul al XIX-lea, despre activitatea francmasonică a fraților Dumitru și Ioan Cebrătianu, pe vremea studenției lor la Paris, în 1846-1847, că ar fi avut totuși niște grade înalte în cazul unor loși masonice pariziene, trandafirul pentru liniști și încă o lojă. Și Ateneul străinilor. Așa, corect. Numai că, întorcându-se în țară la momentul 1848, ar fi renunțat la această activitate masonică. Ce presupune activitatea masonică? Am mai citit ceva despre societăți secrete, o lucrare a unui francez, care diferențiază societatea aceasta francmasonică, care presupune o iluminare spirituală, o evoluție spirituală a individului, deci diferențiază aceste activități de cele politice, de societățile secrete cu caracter politic, care își propun să schimbe lumea. Francmasoneria, așa la începutul dinaintea erei noastre, se spune că chiar și Moise ar fi fost mason. Se cunoaște foarte bine că marii arhitecți, sculptori, pictorii și înainte de Hristos și după au fost masoni. Aristotel, Euripide, după aceea, așa cum s-a spus mai devreme de unul profesor, au existat în Evul Mediu cavalerii teutonii, cavalerii ioaniți, care au avut ca și țel, ca și obiectiv, apărarea creștinătății de către barbari. Adică plecau din Imperiul creștin, din Germania, din Franța, din Elveția, Italia și mergeau ca să apere țara sfântă de barbari. Barbarii fiind considerați cei asiatici.